Comitetul Județean pentru Situații de Urgență anunța că precipitațiile recente au condus la formarea de scurgeri și torenți pe versanți care au contribuit la creșterea debitelor și nivelurilor unor pâraie care s-au revărsat din albie și nu au putut fi preluate de rețelele de canalizare. Și râurile Tisa și Vișeu s-au revărsat și au produs pagube în Bistra și câmpul lung la Tisa. Au fost afectate de inundații trei gospodării, o traversare pietonală, circa 11 km de străzi, 7 km de drumuri agricole, 16 km de drum folosim. O traversare pietonală: 96 de hectare de teren arabil și 22 de hectare de pășuni și fânețe. De revărsarea apelor au fost afectate și 80 de hectare de teren în zona protejată Natura 2000. Personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș, împreună cu pompierii militari și membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, au lucrat la supraanalțarea unui dig, cu staj de nisip pe malul stâng al râului Vișeu, în zona localității Petrova. La Valea Vișeului, pompierii militari și personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor au acționat pentru construcția unui dig în vederea protejării unei case. La subtraversare Înființarea de la TCU Comuna Remeț, personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș a intervenit cu două motopompe de mari dimensiuni pentru evacuarea apei din zona de incintă.